în numele Domnului nostru Iisus Hristos, deschidem serviciul divin în pamiază cu imnul 382. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se, Doamne, numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. În numele Domnului Iisus și în după amiaza aceasta, am venit înaintea măririi Tale să Te slăvim, să Te lăudăm, să Te mărim, că datorită iubirii Tale suntem aici, Doamne. Am venit să Te lăudăm pentru că îndurările Tale n-au ajuns la capăt. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru fiecare din noi. Viața noastră a fost scumpă înaintea măririi Tale. Pentru lucrul acesta ne plecăm toți înaintea măririi Tale, noi poporul Tău din locul acesta, și Te mărim și Te preaslăvim și îți mărim numele, că e mare pe tot pământul. Îți mulțumim, Doamne, și Te lăudăm. Și acum binecuvintează solul care L-ai ales să ne vorbească și în după amiaza aceasta, să fii cu fiecare din noi, să Te înduri de cei ce n-au pâinea pe masă, să Te înduri de cei bolnavi și de cei care au părăsit locul acesta. Ai milă de noi toți, pentru că toți suntem copiii Tăi. A Ta să fie slava pentru tot ce ai făcut pentru fiecare din noi. Amin. Amin. Am promis în această după-amiază un seminar, o prezentare practică, pornind de la faptul că aseară a fost predică, dimineața de la 11 a fost predică și că nu așteptăm acum tot o predică.
Îmi place ca în după-amiezile de sabat să fie lucruri practice și pentru mine și pentru noi toți și că în aceste ocazii avem ceva de învățat. Trebuie să recunosc înaintea dumneavoastră că este un subiect cu care nici eu nu mă simt confortabil și nici dumneavoastră, vă garantez, nu vă veți simți. Este chiar tulburător și spun lucrul acesta nu pentru că aș avea intenția să vă tulbur, nici că mi-am propus să șochez, deși nu va fi nimic șocant, sper, în ceea ce voi arăta și voi spune, însă este o realitate a vieții noastre. O realitate care, așa cum spune o zicală din ce în ce mai răspândită în societatea noastră, viața bate filmul, adică în viață este mai solicitant, să spun așa, cel puțin mai solicitant decât în film. Lucrurile acestea pe care le voi prezenta au de-a face cu solicitarea credinței noastre la maxim și a implicării noastre în viața poporului Dumnezeu și în viața celor de lângă noi, atunci când nu este cazul să fim noi în situație, la modul cel mai direct și cel mai deschis. Prezentarea se numește Balsam pentru suflet și ca subtitlu, așa cum observați deja, are aceste cuvinte, un ajutor pentru bolnavi și muribunzi. Plec de la premisa că aceia dintre noi care nu simt relevanța acestui subiect pentru acum, nu neapărat astăzi și aici, pentru vârsta lor, vreau să le spun că nu vom fi întotdeauna tineri frumoși și sănătoși. Este o realitate pe care nu putem contesta. Chiar înainte de a ajunge noi în situația de a aduna mai mulți ani și de a avea nevoie de îngrijire, avem lângă noi persoane dragi care pot fi din familia noastră, care pot fi dintre prietenii noștri sau care pot fi din biserica noastră, persoane care se confruntă cu situații limită și care au nevoie de un cuvânt de încurajare, de un cuvânt de mângâiere și chiar mai mult decât atât. Ceea ce voi prezenta are de-a face cu acest mai mult decât atât. Că un telefon putem să dăm. Un cuvânt, mă rog pentru tine, putem să spunem. Dar uneori aceste cuvinte nu ajung. Și aceste realități ne ating și pe noi, cei credincioși, și pe toți aceia care, nu pe toți, și pe cei din poporul lui Dumnezeu, care au credință, care au speranță. Boala și moartea îi atinge nu doar pe cei necredincioși, deși îmi pare rău că spun și cuvântul acesta. Ne atinge și pe noi. Ce facem atunci când suntem confruntați cu asemenea situații? Vreau să vă prezint o situație cât se poate de practică. Este scripturistică, este ancorată în Sfânta Scriptură. Și dacă vom trece pe aici, sper din toată inima că vom ști ce avem de făcut. Vom ști cum să ne comportăm, dacă noi vom fi în situație sau dacă cei dragi ai noștri vor fi într-o asemenea situație. Primul caz. Era inginer constructor, avea 36 de ani, o familie fericită, doi copii și o poftă de viață debordantă. Diagnosticul său a fost boala Hodgkin, un limfom malign, un tip de cancer. Timp de 2 ani cât s-a luptat cu boala, el este de aici, da? Îl puteți vedea? Da? Timp de 2 ani cât s-a luptat cu boala, a trecut prin diferite stări sufletești. Când era pe culmile speranței, crezând că se va vindeca, când era în prăpastia agoniei, simțind că totul s-a terminat pentru el. Boala îi dădea asemenea simptome. Către sfârșit, când evoluția stării lui sufletești era așa cum am descris-o, medicii au trebuit să spună la un moment dat familiei că nu se mai poate face nimic pentru el. Și atunci când i-au comunicat soției lucrul acesta, ei, medicii care erau profesioniști și care aveau și o obligație de serviciu să facă lucrul acesta, nu și-au asumat această sarcină și a spus soției, este treaba dumitale să-i spui. Ea era singură cu el într-un spital din Italia, nu mă mai spun amănunte de ce în Italia,
acolo era la tratament, n-a avut curajul să-i spună, nici puterea să-i spună, nu mai nimic de făcut, trebuie să mergem acasă. Și atunci când de la spital folosesc expresia neaoșă, populară, când te dă acasă, nu mai este decât un singur drum. Nu-i așa? Asta a fost situația pentru el. 36 de ani. Las povestea neterminată pentru a vă începe o altă poveste. Pe scurt. Este al doilea caz. Oricine ar fi pășit în camera acestei bolnave, trebuia să joace un rol dificil. Anume, acela de a se preface că totul este bine pentru ea, care era bolnavă de leucemie, să nu realizeze în ce situație se afla. Adică, dacă intrai în camera ei, trebuia să zâmbești, să începi să vorbești ca și cu oricine altcineva care nu era bolnav de leucemie, pentru a nu-i da ei impresia că este bolnavă de boala aceasta, deși oricine își lua acest act de, cum să-l numesc, curaj, e puțin spus, în cumetare, nu știu. Oricine își putea da seama că ea era conștientă de boala asta. Avea 30 de ani, era necăsătorită, zăcea pe patul ei de acasă, era deja dată acasă de medici, nu se mai putea face nimic. Și în acest teatru imposibil pe care trebuia să-l joci atunci când te duceai în vizită, constatai că șocul și durerea trebuiau ascunse sub zâmbete care uneori se transformau în grimasă, nu mai erau zâmbete. Cum să transmiți speranță atunci când vedeai moartea citindu-i se pe față? Oricât te-ai fi străduit să disimulezi adevărul, nu puteai să o faci. De ce? Pentru că nici personalul medical care o tratase în spital, nici părinții ei, nici fratele ei, nu putuseră să-i spună adevărul în față. Toți încercau din răsputeri să o protejeze pe ea, să nu afle, deși ea vedea clar că îi se scurgeau puterile și că nu se mai putea ridica din pat. Al treilea caz. Un bătrân, țăran, 84 de ani, din Câmpia Română, undeva în partea verde a hărții noastre. Toată viața a muncit în satul său natal, acolo s-a născut, acolo a trăit și în cele din urmă acolo a murit. Însă în viața sa a văzut și a trăit multe. Când l-am cunoscut avea vârsta de 84 de ani și am aflat că trăise ororile celui de-al doilea război mondial, de asemenea trăise în timpul foametei din 1946-1947, colectivizarea făcută cu forța de comuniști și multe alte situații care îi puseseră la încercare viața, credința, răbdarea și multe alte sentimente pur umane. Adică, vreau să spun prin astea că nu erau prea multe lucruri care să-l mire. Omul acesta văzuse multe la viața lui. Un singur lucru îl mai speria. Bănuiți care? Acel cuvânt pe care nu vrem să-l auzim, pe care îl ținem departe de noi cât mai mult. Moarte. Și avea 84 de ani. Stătea pe patul lui, în camera lui, în care era curat, mirosea frumos, era îngrijit. Și atunci când te duceai în vizită, indiferent cine te întâmpina, că era fiul, că era soția, că era nora sau unul dintre nepoți, toți îți transmiteau aceeași idee. Să nu cumva să rostiți în prezența tataie cuvântul fatidic. Moarte. Trei cazuri tipice care au un numitor comun. L-ați intuit? L-ați sesizat? Da, așa este. Perspectiva morții. Dar numitorul comun era comportamentul evitant al celor apropiați de a nu discuta deschis problema, situația, boala, starea celui suferind. E bine sau nu e bine? Asta întreb. Dumneavoastră, cum considerați? Este bun un astfel de comportament? Sau trebuie să discutăm deschis? Eu cred că
Vă rog. Care? E, comportamentul evitant este unul pozitiv? Nu, acela de a avea o atitudine pozitivă în prezența acelui el. Da, nu vă contrazic. Deci pentru că el este slabil, nu poate să, să mai aibă acea optimistă, dar măcar cei care sunt în jurul lui să aibă acea atitudine pentru a-l ajuta să biruiască oameni în final, dacă se poate. Mulțumesc, dar dacă cel în cauză nu știe care e diagnosticul lui, putem noi să-l legănăm așa în așteptări de șarte, cum că te vei face bine, da, te vei ridica și la așa ceva mă refer. Da, și în această situație este bine să nu panicăm omul. De ce? Organismul luptă. Dacă omul are o atitudine psihică, tonică, de luptător, și îi spune în mintea lui că voi învinge boala, adică luptă, omul nu vrea să accepte corect boala, că se va întâmpla ceva negativ. O realitate asta. Celulele corpului luptătoare există, NK se numesc. Da. Vreți să spuneți că se hrănesc cu optimism. Cât atitudinea psihică a omului este mai puternică, da. Sensul care o prinde luptător. Am înțeles. Haideți să urmăriți până la capăt să vedem cum se aplică ceea ce spuneți aici. Mai sunt și alte opinii? Vă rog. Un pic mai tare. Deci comportamentul tipic, da? A evitat să-i spun. Da? Iată o situație cât se poate de concretă. A fost în familia dumneavoastră. Mulțumesc pentru că ne-ați spus. Altcineva? Nu neapărat să-mi spuneți cazul din viața dumneavoastră. Dacă sunteți de acord cu acest comportament evitant, să nu-i spunem, sau cu o abordare delicată, dar deschisă a problemei. Chiar dacă dumneavoastră ocoleați sau... Deci dumneavoastră spuneți că trebuie să știe, da? Mulțumesc, vă rog. Să învingă boala. Țineți până la un punct, a putut. Ulterior, și-a dat seama singură că este pe drumul celălalt. Și la ultima vizită pe care i-am făcut-o, chiar i-am spus, te rog, Sanda, să nu te sperii, să nu-ți fie frică de moarte. Și am încercat să-i explic din Biblie despre înviere și despre încrederea în Domnul Iisus. Și în felul ăsta ea a fost deschisă și a aranjat, mă rog, ea era ortodoxă. Deci a discutat cu familia. Să știți că în fața morții nu mai contează ce suntem, că suntem ortodoxi, da, că suntem adventiști. Mă refer la tradiția care se face. Da, deci da. Ea și-a pus în ordine problemele și eu personal consider... Și consider că a fost mai bine. Da, și personal consider că nu numai în bolile acestea limită, deci nu numai la momentul decisiv. Eu consider că și în momentul în care vezi că lângă tine este o persoană care are tulburări depresive, în momentul în care tu încerci să o colești și să nu-i spui, să nu... O lași într-o nesiguranță, ea trăiește într-un mediu de vis, să zic că e ok. Utopic, da? Utopic, da, că e ok. Și, de fapt, nu este, nu merge la medic, nu se tratează și eu cred că este mult mai grav. Mulțumesc pentru opinia dumneavoastră, chiar vă mulțumesc foarte mult. Acum să nu aveți impresia că eu aștept un anumit răspuns și că trebuie să fiți de acord cu mine sau nu. Eu aștept opinia dumneavoastră să discutăm. Însă, poate vă mai vin idei, v-am văzut, și pe parcurs, pe măsură ce voi prezenta. Vă rog. În familia, în un caz, și
Las microfon. Fiecare an trebuie să fac asta, asta. Și unul din copii l-a ascultat, ceilalți a zis, nu spune, nu. Și acesta și-a luat curaj și a zis, tată. Deci bolnavul își făcuse planul pe 5 ani? Pe 5 ani și el numărea. Deși, și unul din copii a spus, tată, doar ziua de astăzi ți aparține. El s-a supărat foarte tare, s-a întors cu fața la perete, n-a vorbit cu nimeni în ziua aceea. Iar o reacție se poate de normală. Da. Iar a doua zi a chemat soția și a spus, ai, cu tine trebuie să încep. Hai să rezolvăm problemele. Pe parcursul vieții am avut niște divergențe. Cum rămâne? Dacă ajungem la judecată, trecem cu bine? Și în cercetarea aceasta pe care bărbatul acesta a avut și-a adus aminte că în tinerețea lui a avut un conflict. Nu foarte mare, dar conflict. Și a zis, vai de mine. Păi dacă sunt întrebat în ziua judecății de conflictul acesta? Nu mai putea nici să meargă, a trimis vorbă respectivului și l-a spus, dar nu mai merg eu, ce să-i spun acum pe patul de moarte? I-a trimis a doua oară și după ce acesta a venit și a spus, poți să mă ierți? În momentele acelea, cât am fi noi de puternici, ne copleșește. Înmuiem, așa este. Așa. Și bărbatul acesta a murit atât de senin, atât de liniștit, deși suferința era mare. Așa că e bine să știm, să nu ocolim, ci să avem un dialog sincer, deschis, da, cu cel care este în suferință. Mulțumesc. Cred în un anumit sens al răspunsurilor și anume că fără să știe, cel diagnosticat cu o boală terminală sau, mă rog, o boală gravă, se poate agăța de viață ca necatul de un fir de pai, fără să realizeze că s-ar putea să fie pe pragul veșniciei. Asta ați încercat să spuneți, da, prin intervențiile dumneavoastră. Haideți să mergem mai departe. Întrebarea este, deci, speranțe false sau comunicare onestă? Da? Punerea unui diagnostic de boală terminală e clar, sună ca dangădul lugubru al unui clopot, da? Al bisericii, deși noi nu folosim clopote, dar nu asta e ideea, ci anunță ceva, un eveniment care este copleșitor. Nimeni nu se simte confortabil să bată acel clopot, adică să anunțe pe omul în cauză, ai cancer sau ai leucemie sau mai ai de trăit atât. Nici medicii, unii dintre ei, nu-și iau această, cum să spun, responsabilitate, deși este a lor, să comunice pacientului realitatea. Și ei evită, lăsând uneori pe umerii familiei povara aceasta, care este prea grea, este copleșitoare pentru cel care este implicat și emoțional în relația cu cel în cauză. Și atunci, de multe ori, cel bolnav rămâne așa între două părți care ar putea să-i transmită mesajul și, din nefericire, nimeni nu transmite și nu știe adevărul și nu se poate pregăti așa cum ați spus dumneavoastră. O carte, asta doar o recomand ca lectură pentru cei care sunt interesați. Elizabeth Kübler-Ross a scris o carte în anii 60. E foarte veche ca vârstă această carte, dar atât de actuală prin informațiile pe care le dă. Ea scrie în cartea despre moarte și a muri, mă scuzați, împărtășirea unei asemenea vești dureroase este o adevărată artă. Adică să-i spui unei persoane, vestea aceasta este o adevărată artă. Nu poți să vii așa ca un ciocan, să spui, poc, ai cancer, mai ai 2 zile de trăit, mai ai 6 luni de trăit. Nu, asta înseamnă lipsă de tact, asta înseamnă lipsă de înțelepciune, da? Nici nu poți să ai un comportament evitant și să ocolești problema, să te faci că nu s-a întâmplat nimic, pentru că vreau să vă spun, noi suntem actori proști, iertați-mi expresia, nu putem juca bine acest rol. Și cei care sunt bolnavi pot citi foarte bine comportamentul nostru și limbajul nostru non-verbal și din comportamentul nostru își pot da seama foarte bine care este realitatea, chiar dacă noi nu le spunem verbal, în cuvinte. Cele 5 stadii ale agoniei descrise de această autoare, medic,
Deci Elizabeth Kübler-Ross o cheamă, iar cartea se numește Despre moarte și a muri. Sunt negarea, furia, negocierea, depresia și acceptarea. Din momentul în care bolnavul află diagnosticul, trece prin aceste 5 stadii. În unele dintre ele rămâne mai mult, în altele mai puțin. Dar vi le spun și adaug o mică descriere la fiecare pentru a le recunoaște. În ce situații le vom recunoaște, nu știu, Dumnezeu știe. Ar fi bine și fiecare zice în sinea lui acum să nu ne întâlnim cu ele. Dar dacă le vom întâlni, ar fi bine să fie de ajutor pentru noi, dacă vom fi în situație să ne recunoaștem starea, sau să fim noi de ajutor pentru cei de lângă noi care vor trece prin asemenea stadii. Primul stadiu, negarea. Este o formă de protecție radicală a persoanei care aude diagnosticul. Adică, știți care este reacția? Să negi, să spui, nu e vorba despre mine, nu e adevărat, nu sunt eu în situația asta. Este prima reacție și cât se poate de normal. Cel care află că are cancer sau leucemie sau, mă rog, o boală terminală, își spune în sinea lui, nu e adevărat, nu pot să cred, nu vreau să cred. Și, în această fază, el și reacționează. Îi spune, de exemplu, medicului, domnul doctor, nu cumva mi-ați încurcat fișa cu altcuiva? Nu cumva nu sunt analizele mele? Vă rog să verificați încă o dată. Cred că nu este vorba despre mine. Nu-i așa? Vă rog eu frumos, verificați încă o dată. De ce? Pentru că ceea ce i s-a spus, dacă i s-a spus și cum i s-a spus, pentru el este ca o lovitură cu ciocanul sau cu bâta, cu ce vreți, în moarele capului și îl descumpănește foarte, foarte mult. Este modul lui de a câștiga timp ca să-și revină după șocul aflării veștii și nu că n-ar crede, în sinea lui crede că e adevărat. Dar vrea să câștige timp și să spună, poate mi-am curcat acolo dosarul, mi-am curcat analizele, fișa, poate că nu sunt analizele mele. Da? Așa se întâmplă. Și specialiștii spun că acesta este primul stadiu al agoniei. Modul de a câștiga timp și de a-și veni în fire după o asemenea veste. Al doilea stadiu este furia. Este tot un mecanism de apărare, să știți. Este perioada de timp sau starea psihică, sufletească, în care omul se supără pe toată lumea. Se supără pe cei din familie, se supără pe personalul medical, pe medic, pe asistente, pe infirmiere, se supără chiar și pe Dumnezeu. În stadiul acesta trebuie înțeles. Oricât de absurd ar fi comportamentul bolnavului în perioada aceasta, nu trebuie judecat, nu trebuie criticat, nu trebuie intrat în discuții polemice cu el. Este normală reacția, să știți. Dumnezeu îl înțelege foarte bine și ar trebui să-l înțelegem și noi. Va depăși stadiul acesta al furiei. Va merge până acolo încât, să zicem, să dau ca exemplu, un bărbat va zice, vezi, din cauza ta, că tu nu mi-ai gătit ce trebuie, m-ai îmbolnăvit cu mâncarea făcută de tine. E absurd ce spune. Soția se poate simți jignită până în străfundul sufletului. Dar ea trebuie să știe că nu el vorbește, ci boala din el. Mai târziu își va reveni și își va cere iertare pentru asta. Dar dacă va spune asemenea lucruri absurde, nu vă supărați pe el. Sau o soție poate să spună, vezi, din cauza ta, din cauza atâtor supărări pe care mi le-ai făcut, am ajuns să contactez boala aceasta. Tu ești vinovat. Soțul să nu asculte cuvintele acestea pe care ea le va regreta mai târziu. Boala o determină să vorbească în felul acesta. Acestor persoane trebuie să li se arate respect, să li se acorde atenție și timp ca să-și revină după șocul aflării veștii. Și să fim conștienți că asemenea reacții pot să fie chiar în trecutul lor, mergând până în copilărie, până la felul cum au fost tratați de proprii părinți, de mediul în care au crescut, de concepțiile cu care s-au format. De aceea reacționează uneori așa, poate chiar disproporționat. Negocierea este al treilea stadiu. Este, de fapt, dovada eșecului de a îndepărta cruda realitate. Acum, cel diagnosticat cu o boală terminală începe să negocieze, în special cu Dumnezeu, mai ales dacă e credincios. Și anume, spune așa,
Doamne, dacă mă voi face bine, dacă Tu mă vindești de boala aceasta, voi fi cel mai credincios om de pe fața pământului. Da? Voi merge în fiecare săptămână la biserică. Voi da bani pentru săraci. Voi face binefaceri. Da? Și promite multe, multe, multe. Asta este negocierea. Doamne, Tu îmi dai, da? Și eu îți dau. Sau soțul îi promite soției, soția îi promite soțului și așa mai departe. Dragă, dacă Dumnezeu mă va scăpa din boala asta, îți promit eu că vei avea cea mai frumoasă viață pe care n-ai avut-o cu mine până acum. Sau ea, îi spune invers. Este etapa promisiunilor, pentru că de asta se și numește negociere. El încearcă să câștige cumva, să facă un troc, adică un schimb, să câștige sănătatea pe care nu mai are, în schimbul unei vieți sau unui stil de viață aproape perfect pe care și-l propune. Știu că sună absurd, dar așa se comportă oamenii în perioada aceasta. Adică ei vor să cadă la învoială cu cineva pentru, sau doar din dorința de a amâna inevitabilul deznodământ. Depresia este al patrulea stadiu sau a patra fază. Este perioada în care omul simte sau încearcă un simțământ de pierdere ireparabilă. Simte că a pierdut totul pentru totdeauna și niciodată nu mai poate recâștiga. Și asta îl cufundă într-o depresie a cărei adâncime nu se poate măsura. Nu s-a inventat nicio scală pentru a măsura depresia, cât de adâncă este, cât de profundă, până unde merge. Dar omul deprimat comunică în puține cuvinte, într-un limbaj mai degrabă non-verbal, pentru că el suferă, este și bolnav, și dacă a intrat și în depresie, atunci vizitele trebuie să fie cât mai rare și dacă totuși primește vizite, atunci nu trebuie spuse multe cuvinte. O atingere de mână sau o mângâiere pe umăr sau un cuvânt doar de încurajare este suficient. Vizitele acum trebuie să fie scurte, nu foarte lungi. Dacă un bolnav a avut șansa de a-i comunica diagnosticul, așa cum am spus la început că ar fi nevoie să-i se comunice, într-un mod delicat, dar real, atunci va trece prin toate aceste faze și în cele din urmă va ajunge aici. Dar acceptarea nu înseamnă că el acceptă moartea. Pentru că niciunul dintre noi nu acceptă, să știți. Moartea este ceva inacceptabil. Este un vrășmaș și nu ne putem împăca niciodată cu ea. Între noi și moarte nu poate fi niciodată armistițiu. Da? Însă, bolnavul se împacă cu gândul propriei morți aici. Și atunci, dacă îl găsim în acest stadiu, se poate părea că este chiar bine. Că s-a deschis, că el comunică, poate chiar mănâncă, sau este faza în care cheamă pe cineva să se împace sau să vorbească, să discute. Da? Însă este semnul că s-ar putea ca el să se fi împăcat cu gândul morții, nu că și-a acceptat moartea, dar că în fața ei nu mai are nicio soluție. Și singura atitudine, totuși, pozitivă, este să nu se mai agațe precum în necatul de un fir de pai, ci să privească moartea cu ochii deschiși, în față. Da? Să vorbească despre ea. Acum poate chiar vorbește el deschis față de cei ai familiei și începe să dea chiar instrucțiuni de cum să fie înmormântarea sau cum să decurgă serviciul divin sau știu eu, alte date legate de moșteniri, de restul care se vor face după ce el sau ea nu va mai fi. Adică a atins într-un anumit fel pacea personală. Da? Nu mai are așteptări de la viață, nu mai face planuri nici pentru mâine. Da? Este timpul în care are nevoie de sprijin, de înțelegere apropiată din partea celor dragi și a cât mai multor prieteni. Să vă spun deznodământul celor trei cazuri pe care le-am început în debutul acestei prezentări. Miron, acesta a fost numele lui, atunci când se afla în spitalul acela din Italia și se lupta cu gândul morții și de asemenea când uneori urca pe culmile nădejdii și spunea că se va vindeca, avea doar 2 ani de cât venise la credință.
Deci, practic, cum a venit la Dumnezeu? La scurt timp a descoperit acest diagnostic. Știu pentru că făceam parte din aceeași grupă de rugăciune cu el și noi și familia lui. Și că ne-am rugat pentru el mult. Și că nu era zi în care să nu-l amintim pe lista de rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și că era un om atât de deschis, atât de devotat credinței în Dumnezeu, cum rar mi-a fost dat să văd. Un om plin de viață, un om care atunci când s-a întors la Dumnezeu, a luat credința în serios și trăia ca și cum mâine ar veni Domnul. Când a aflat diagnosticul, a fost ca un șoc pentru el, însă mi-a spus personal, am avut discuția aceasta cu el și mi-a zis, eu nu sunt supărat pe Dumnezeu, pentru că, iată, am această boală. Probabil că o aveam dinainte și chiar mă întreb ce s-ar fi întâmplat cu mine dacă aș fi aflat despre această boală fără să-L cunosc pe Dumnezeu. Și mi-a spus un cuvânt pe care mi-este greu să vi-l descriu aici. Mi-a spus, n-aș fi rezistat la gândul acesta. N-aș fi putut să trăiesc cu gândul acesta. Probabil că aș fi încheiat viața mai devreme altfel, zicea el. Dar, să revin. După 2 ani de luptă cu boala, era acolo în Italia, pe patul spitalului, și soția lui, aici lângă el, o vedeți în tricou roșu, da? Era și ea secătuită de puteri, pentru că tot timpul a stat prin multe spitale cu el, și în România, și în Italia. Îl îmbrăca atunci când se mai putea îmbrăca, sau dezbrăca atunci când se mai putea dezbrăca, îl schimba, îi dădea să mănânce. Sau era lângă el, secătuită și fizic și emoțional, n-a avut nici ea puterea să-i spună. Ce a făcut? A pus mâna pe telefon și a sunat în România, la un grup de prieteni, și a spus, pe Miron îl dă acasă, nu mai este nicio speranță. Eu nu pot să-i spun asta. Vă rog, veniți și luați-ne de aici. Vreau să vă spun că acest luați-ne de aici nu însemna că nu avem cu ce să venim acasă. Erau oameni care aveau posibilități. El era patron, a construit blocuri, avea bani suficienți pentru asta. Nu asta era ideea. Când ea a spus, veniți și luați-ne de aici, a strigat de fapt după ajutor, spunând, am nevoie de cineva care să-i spună lui că nu se mai poate. Și în aceeași seară, 4 prieteni s-au urcat într-o mașină și s-au dus până în Italia și când au ajuns acolo, Miron era într-o stare, era una de acele perioade mai bune, când se putea ridica din pat, când se putea plimba prin salon și când i-a văzut acolo, a deschis brațele, i-a îmbrățișat și ce credeți? Și-a dat seama sau nu? A știut în clipa următoare. Nu că nu și-ar fi dat seama și până atunci, dar și-a dat seama că acela este ultimul drum. Și prietenii lui au discutat deschis cu el. Erau acei prieteni care fuseseră alături de el mereu. Mai ales de când s-a întors la Dumnezeu, de când s-a pocăit. Și ei l-au întrebat așa, Miron, o întrebare tulburătoare, să știți, mi-e greu și să o exprim. Ai vrea să mergi acasă sau ai vrea să se încheie aici? Și el a spus, aș vrea să merg acasă. Aș vrea să-mi îmbrățișez copiii înainte de a muri. Aș vrea să le spun părinților mei că iubesc. Aș vrea să-mi văd locurile natale. Aș vrea să merg acasă. Spitalul din Italia nu le-a dat o ambulanță ca să meargă până în România, cu toată aparatura necesară pentru a fi transportat. Dar au găsit ei încă o mașină, au amenajat-o cum au putut și a venit cu furtunele și cu branulele în mâini, lungit, până în România. A ajuns și a mai trăit 2 săptămâni, timp în care l-au văzut cu toții, timp în care am putut să vorbim, timp în care ne-am rugat pentru el și a putut să privească moartea senin în față. Și mi-a spus, eram acolo. Un singur lucru îi cer lui Dumnezeu. Nu sunt supărat pe el. Nu știu de ce am găduit. Nu știu ce s-ar fi întâmplat cu mine dacă aș fi aflat de boala aceasta și m-aș fi îmbolnăvit când eram fără Dumnezeu, fără el. Nu pot să mă gândesc la asta.
dar nu știu ce se va întâmpla cu familia mea, cu copiii mei. Aveam un băiat, iată, acesta este băiatul, în tricou mov. Dacă, da, acesta, aceasta este soția lui. Fata lipsește din fotografie, fata era mai mică, era la grădiniță atunci, Florina? Era la grădiniță atunci. Iar băiatul era clasa a patra sau ceva de genul. Ce se va întâmpla cu copiii mei? N-a primit răspunsul acesta. Ar fi putut să-i dea cineva acest răspuns? Nu. Și a murit. A murit în păcat cu sine, cu Dumnezeu și cu un semn al întrebării în privința copiilor, pentru care ne-am rugat multă vreme. Dar după aceea știți cum, după ce impresia se stinge, uneori trecem în plan secundar lucrul acesta. Al doilea caz. Tânăra de 30 de ani, necăsătorită, cu leucemie. Am pășit în camera ei, am văzut teatrul pe care îl jucau toți cei din familie și pe care îmi sugerau să-l joc și eu. Sunt un actor prost, nu pot să joc acest teatru, nici nu-mi propun, dar știți, uneori mă conformez. Respect dorința familiei, respect dorința oamenilor, însă când am pășit în camera ei și am privit-o, când i-am vorbit, știți care au fost primele cuvinte pe care mi le-a spus? Eram pastor acolo, la biserica aceea. Frate pastor, eu știu. Eu știu. Am o rugăminte la dumneavoastră. Ați vrea să spuneți familiei mele că eu știu? Vă dați seama? Ei o protejau pe ea și ea îi proteja pe ei. Cine câștiga din toată treaba asta? Nimeni. Nimeni. Și am stat de vorbă acolo, i-am ținut mâna în mâna mea. Era întinsă, lividă, slăbită. Am întrebat-o, ți-e frică de moarte? Acum nu mai este frică, sunt împăcată cu Domnul Iisus Hristos. Dacă El vrea așa, eu sunt pregătită. Dar îmi dau seama că familia mea nu e pregătită. Frate pastor, vă rog să-i pregătiți, vă rog să vorbiți cu ei. Ea era pregătită, era împăcată cu gândul acesta și ultima ei grijă era ce se va întâmpla cu familia. Ei nu erau pregătiți să accepte lucrul acesta. Mi-a spus până și ce cântare să pun la deschiderea serviciului divin pentru mormântare. Da? Mi-a spus că ar vrea să fiu acolo să predic. Și acum parcă o văd în fața ochilor întinsă în sicriu, era îmbrăcată mireasă. Mă rog, e un obicei în zona aceea. Da? Când am ieșit afară din camera ei după discuția cu ea, am mai durat câteva zile până când a murit, am ieșit și le-am spus, oameni buni, vorbiți cu ea pentru că știe, numai voi nu știți că știe. Și în acele câteva zile, probabil pot să presupun ce s-a întâmplat, pentru că la înmormântare, oricât de mare a fost durerea, și vă spun, a fost sfâșietoare, durerea părinților, mai ales a mamei, la câteva zile după mormântare m-am dus din nou să-i vizitez, să văd în ce stare se găsesc, se află părinții, fratele. Am constatat cu uimire că erau mai tari decât m-am așteptat eu să-i găsesc. Ce se întâmplase? În cele câteva zile discutaseră foarte deschis lucrurile. Și ea luase inițiativa. Da? Și chiar dacă jalea pe care am observat-o la mormântare a fost mare, la doar câteva zile ei nu erau prăbușiți emoțional. Ei aproape că se ridicaseră. Și au spus, dacă Domnul a vrut asta, ea ne-a spus, am vorbit cu ea, noi acum acceptăm lucrul acesta. A fost bine? A fost mai bine că s-a discutat. Știu cât este de greu. E foarte de greu. Foarte greu. Bătrânul de 84 de ani, pe care doar cuvântul moarte îl mai speria. În rest văzuse război, foamete, mult, colectivizare făcută cu forța de comuniști. Nu mai gândiți-vă la aceste trei exemple. Când am pășit în camera lui, mi-l amintesc, era și el întins pe pat, putea să comunice, putea să vorbească, m-am așezat lângă el, după ce l-am salutat,
L-am privit, m-a privit, privirea aceea directă, în ochi, până în străfunduri. Și l-am întrebat, frate, ți-e frică? Era clar. Ce anume îl întrebam, da? Și el mi-a spus, da, frate, mi-e o frică teribilă. De ce anume vă este frică? L-am întrebat. Și el a pronunțat cuvântul moarte, nu eu. Frate mi-a spus, nu mi-e frică de moarte. Pentru că eu sunt creștin, eu sunt adventist, eu am o speranță. Eu cred în înviere. Păi zic, atunci, de ce vă e frică? Nu știu, mă gândesc așa, cum va fi momentul acela. Mă va durea. Mă voi sufoca. Nu știu cum va fi atunci, clipa aia. Dar de moarte mie nu mi-e frică. Și atunci mi s-a înseninat chipul și mie, pentru că mă gândea că e o tensiune în inima lui, cum să mă port, cum să vorbesc cu el. Și am spus, păi frate, să știți că nu este nimeni viu care să vă spună cum este atunci. Dar este cineva care a trecut pe aici și care în mod sigur va fi lângă matale, așa i-am spus, că în zona teleromanului se vorbește în felul ăsta, va fi cineva lângă matale atunci, care a trecut pe aici și te va ajuta să treci. Domnul Iisus Hristos. Și am deschis Biblia, i-am citit făgăduințele din Sfânta Scriptură, da? M-am rugat, am îngenunchiat lângă pat, i-am ținut mâna în mâna mea, s-a rugat și el, m-am rugat și eu. Când a murit, nu după mult timp, m-au chemat. În timp m-a sunat la telefon și m-a anunțat, frate pastor, să vă pregătiți, poimine este mormântarea, a murit, dacă vreți să veniți să vedeți, să dați pe la noi, ne-am bucurat. Am avut o curiozitate să întreb familia cum a murit, cum a fost, a fost lângă el, s-a chinuit. Frate zice, nici nu știm, a murit în somn. Nu știm cum a fost. A murit în somn. Acum, Dumnezeu e mare, ascultă rugăciunea, dar ne-am rugat atunci, Doamne, mi-amintesc foarte clar că m-am rugat pentru frica asta a lui. Tată ceresc, vezi că fratelui este frică de momentul acela. Te rog să-l ții tu de mână. Doamne Iisuse, să fii lângă el în momentul acela. Ca să aflu că a murit în somn. Nu știu cum a fost. Nu știu să fie în fiecare caz așa. Însă, mai este ceva și dacă mai îmi permiteți câteva minute, este 7:07. Rugăciunea pentru bolnavi sau serviciul divin pentru ungere este... În Scriptură? Este. În Iacov, la capitolul 5, scrie că cel bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn? Scrie așadar. Se face? Cât de des sau cât de rar? Foarte rar, zic eu. De ce? Nu știu ce răspuns aveți dumneavoastră. Însă eu vă dau două variante, două răspunsuri. De ce? Pe de o parte, ne este teamă să ne rugăm pentru vindecarea celui în situația aceasta, și anume că dacă nu se vindecă, poate el va cădea în descurajare sau poate va zice lumea despre noi că n-am avut suficientă credință ca să se vindece. Dar problema unde este? La noi? Oare? Întreb. A doua variantă. A cui trebuie să fie credința? Doar a prezbiterilor care se roagă? Sau și a bolnavului? Eu am văzut că cele mai multe răspunsuri pe care le întâlnesc în Evanghelie sunt de genul acesta. Facă-ți-se după credința ta. Da? Iar oamenii, sunt oameni nedesăvârșiți, care doar cer, nu ei vindecă, da? Ei își pun mâinile, ei aplică un de lemnul de ungere. Dar nu ei vindecă, Dumnezeu vindecă. Și în rugăciunea pentru bolnavi, în rugăciunea de ungere pentru bolnavi, întotdeauna cei care se roagă pentru vindecare spun și așa, Doamne, noi te rugăm pentru vindecarea fratelui sau a sorei, dar totuși facă-se voia ta. Un alt aspect.
Unde se face ungerea pentru bolnavi? Sau, mă rog, înainte de a ajunge la capitolul unde? Mai este și un alt aspect. Când se face? Când nu mai este nicio șansă și, nu că nu mai e nicio șansă, la Dumnezeu toate șansele din lume sunt. Dar când trebuie să se facă? Atunci când s-a urmat deja un tratament și tratamentul îndelungat sau mai scurt nu a dat niciun rezultat, sau imediat după ce s-a pus diagnosticul? Când, când credeți că ar fi bine? De ce? Întâi la Dumnezeu, corect. Da? După ce s-a aflat diagnosticul, este recomandat. Nu zic că nu trebuie să se facă și mai târziu. Mă rog, omul a avut motivele lui să nu ceară sau poate n-a știut. A avut motivele lui să fie reținut în privința aceasta. Dar, recomandabil, spun pentru dumneavoastră, pentru noi toți, dacă s-a aflat un diagnostic, e bine să începem întâi cu Dumnezeu. Și pe urmă să folosim toate mijloacele pe care Dumnezeu le-a lăsat la dispoziție. Tratamentul medical, medicii, da, specialiști care, cărora Dumnezeu le-a dat știință să trateze, da, orice mijloc pus la dispoziția noastră de Dumnezeu. Da? Nu înseamnă, mă scuzați, nu înseamnă că dacă mergem și la medici nu avem credință în Dumnezeu. Nu asta e ideea. Dumnezeu ne învață să facem tot ce depinde de noi. Dar, vă spun, este mai greu din punct de vedere omenește. Da? Omenește este mai greu, nu din perspectiva lui Dumnezeu, ca atunci când omul este foarte aproape de moarte, tu care te rogi să mai crezi că se poate. Îți trebuie mare credință pentru asta. Și lui, de asemenea, este foarte greu să mai crede după ce a trecut prin atâtea chinuri, dacă a fost cazul de chimioterapie sau de radioterapie sau de atâtea medicamente pe care le-a luat sau care i s-au administrat. Nu zic că e imposibil, dar suntem oameni, nu-i așa? Și mai bine să o facem mai devreme decât atunci când noi înșine ne-am putea îndoi de ceea ce am cere. Da? Dar dacă se întâmplă totuși să o facem atunci când deja chipul morții este pe fața celui în cauză, avem nevoie de mare credință să-i mai cerem lui Dumnezeu, Doamne, vindecă persoana aceasta. Până în ultima secundă. Dumnezeu poate întoarce firul vieții unui om. Da? Poate. El poate să întoarcă de pe marginea gropii pe cineva. O poate face. Da? Exact. Acum, dacă tot am ajuns la capitolul acesta, prea multă experiență nu am în acest domeniu. Nu. Să nu înțelegeți că mă bat cu pumnul în piept acum, dacă am adus discuția aceasta înaintea dumneavoastră. Am fost însă la câteva ungeri, la câteva rugăciuni pentru bolnavi. Au fost cazuri în care Dumnezeu a răspuns pozitiv și trăiește și astăzi, persoana respectivă. Au fost alte cazuri care au decedat. De ce? Știe Dumnezeu. Nu cred că trebuie învinovățit nici cel care a fost în cauză bolnav, nici cei care s-au rugat. Poate că știți și numai asemenea cazuri. Dumnezeu, la voia sa este vindecarea. Nu la noi. Noi întotdeauna spunem, Doamne, noi vrem asta. Și rugăciunea se face pentru vindecare. Da? Dar spunem, facă-se voia ta. Și Dumnezeu știe de ce într-un caz vindecă, de ce într-alt caz nu vindecă. Iată, cazul Ezechia. L-a vindecat, da? Prin maniera de atunci. Nu mă întrebați ce a fost în turta aia de stafide, de ce a pus-o pe rană. Noi, apropo, trebuie să precizez și lucrul acesta. Noi, ca adventiști, nu punem un delem pe locul afectat de rană sau de boală. Nu ungem tot trupul cu un delem. Dacă sunt persoane între noi care nu știu cum se face, iată aici în imagine, este o imagine de ungere și rugăciune pentru bolnavi la biserică, adică aici. Da? Se poate face la biserică sau acasă, în funcție de bolnav, de cum se poate sau nu se poate deplasa. Dar, în jurul bolnavului este familia, în jurul bolnavului sunt prezbiterii bisericii, și eventual pastorul sau pastorii, dacă sunt mai mulți. Unul dintre ei, unul singur, ultimul care se roagă, aplică uleiul de ungere, care poate fi un ulei obișnuit,
sau orice se cuprinde în termenul unt de lemn. Că e de măsline, că e de floarea soarelui, că sau că este ulei frumos mirositor, chiar nu contează. Da? Nu uleiul în sine este important. Și atunci când se începe rugăciunea pentru bolnav, se vede, da? Începe primul să se roage, care poate fi un membru al familiei, sau poate chiar el, cel în cauză, cel bolnav. Se poate ruga primul. Se poate ruga acolo, bine, la modul general, pentru iertarea păcatelor, da? Pentru vindecare, da? Poate să-i spună lui Dumnezeu să-și deșerte sufletul acolo, să-și descarce sufletul, da? În limitele rugăciunii publice, da? Și în scurte cuvinte, că nu suntem în situația de a putea să facem acolo o întreagă oră de rugăciune în situația respectivă. Apoi se poate ruga cineva din familie, apoi prezbiterii pe rând, da? Și ultimul care se roagă are și recipientul cu ulei, care poate fi o farfurioară sau o sticluță, da? Unde își înmoaie degetul mare, da? Și în momentul în care spune, Doamne, te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos să vindeci persoana aceasta, prezbiterii care sunt hirotoniți își pun mâinile asupra bolnavului, iar el face cu acest deget așa pe fruntea celui bolnav. Sau, mă rog, cu două degete, așa, la fel. Da? Pe frunte. Atât. Da? Cum v-ați imagina că este? Atât este. Atât este. Da. Aceasta este rugăciunea pentru bolnavi. Bine, ea presupune o pregătire înainte a bolnavului, da, care este vizitat și se spune, bun, cereți rugăciunea și ungerea, da? Atunci, o putem face în data cutare, o dată destul de apropiată, dar până atunci, și dumneavoastră și noi cei care vom aplica uleiul pentru ungere, ne mărturisim păcatele, postim, ne rugăm, dumneavoastră acasă, noi la noi acasă, și echipa care merge la bolnav sau care va face acest serviciu divin, această slujbă, are și o întâlnire specială, ei, participanții, cei care în genunchi și se roagă pentru el, mai ales cei care pun mâinile, prezbiterii și pastori. Și acolo, dacă între ei a fost de-a lungul vremii vreo divergență, vreo, eu știu, situație nerezolvată, o rezolvă atunci acolo. Da? Adică nu trebuie să existe niciun obstacol înaintea primirii binecuvântării de către cel bolnav în cei care aplică uleiul pentru ungere. Ei se roagă și postesc, își cer reciproc iertare dacă este cazul și abia atunci merg la casa bolnavului să se roage pentru bolnav sau dacă el se poate deplasa, să poată veni aici în adunare să se roage pentru el. Doar atunci. Observați, da? În încheiere vreau să spun că moartea este inevitabilă pentru noi toți, indiferent că murim de bătrânețe, de moarte naturală sau că murim înainte de vreme. Este inevitabil. Bate la ușa oricărui om, dar oamenii mor diferit. Și este important cum murim, să știți. Murim cu speranță sau murim disperați? Murim cu adevărul în suflet sau murim cu minciuna? Pentru că cei de lângă noi ne-au spus că ne facem bine sau nu ne-a spus nimic. Dar omul care are încă privilegiul acesta să se pregătească pentru momentul de trecere dincolo, în neființă, adică, are un mare avantaj față de ceilalți care nu au posibilitatea aceasta. Să-și pună viața în rânduială cu Dumnezeu, cu membrii familiei, cu ceilalți prieteni, vecini și să moară în păcat. Pentru că este unul dintre cele două lucruri pe care nu le putem evita în viața aceasta. Unul este taxele, impozitele, și altul este moartea. Da? Nu știu dacă mai puteți să suportați spiritul de glumă acum. Da? Însă, noi de-a lungul vieții suntem lângă asemenea oameni. Sunt cei din familia noastră, sunt bunicii noștri, părinții noștri vor fi probabil sau au fost, vom fi noi la rândul nostru dacă încă Domnul nu va veni. Dar sperăm să vină. Nu ca să nu trecem noi prin experiența aceasta, ci pentru că e nevoie să vină.
Dar dacă vom întâlni de acum încolo asemenea persoane, sper că vom fi mai informați despre cum să ne purtăm cu ei, despre cum să-i ajutăm, să nu le ascundem adevărul, da? Și să-i ajutăm să treacă mai ușor momentul acesta. Pentru că, nu uitați, a ști și a putea să recunoaștem trăirile și manifestările cuiva aflat în situația de a părăsi viața aceasta, poate să ne ofere ocazia de a-i asista, de a-i sprijini în asemenea momente și de a le da un real ajutor, de a fi lângă ei. Și este neprețuit ajutorul acesta, să știți. În același timp, va veni și rândul nostru. Și nu trebuie să plecăm de aici deprimați. Ce prezentă fratele ăsta după amiaza aceasta, chiar mai bine nu mă duceam la adunare. Poate să zică cineva. Însă nu uitați, moartea este ultimul act al vieții. Dar, pentru noi, cei care avem o speranță, putem muri senin. Da? Nimeni nu poate evita. Și nu uitați de asemenea că, în limbaj popular, dacă pot să amintesc un proverb, sunt mai multe piei de miei decât de oi. Moartea nu se ceră doar pe cei în vârstă, așa cum noi, în mod natural, am gândit. Mor și tineri, mor și copii. Din nefericire. Moartea este o experiență cu care ne întâlnim la tot pasul. Și aș vrea să închei povestindu-vă pe scurt o întâmplare. O experiență. Am cunoscut o persoană care s-a luptat și ea cu boala, cu o boală terminală, și care atunci când a văzut că nu se mai poate, că nu mai sunt speranțe, ne-a chemat și ne-a spus: vreau să-mi faceți ungerea. Dacă ea simțea că va încheia viața, atunci poate vă întrebați, de ce am mai cerut ungerea? De ce? Pentru că Iacov spune, haideți să citesc. Ia auziți. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Da? Scrie și despre însănătoșire aici. Dar prima dată scrie despre mântuire. Mântuire. Ce înseamnă rugăciunea pentru și ungerea pentru bolnavi în cazul în care Domnul nu dă însănătoșire? Ce înseamnă? Înseamnă mântuire, să știți. În cazul acesta, e metaforic, sau mă rog, așa, n-am alt limbaj, alt vocabular acum. Atunci când Dumnezeu nu răspunde prin însănătoșire, dacă i s-a aplicat ungerea celui care a cerut-o prin credință, pentru el este ca și un fel de sigilare. S-a împăcat cu Dumnezeu, s-a împăcat cu semenii, este iertat, ce așteaptă? Învierea. Este ca o sigilare sau nu? Este. De aceea este benefică și în asemenea cazuri. Și atunci când ea a cerut lucrul acesta, e vorba de o femeie, de o soră, ne-am dus, am făcut tot ce v-am descris până acum. S-a făcut pentru ea. La nicio săptămână a decedat. Dar băiatul ei, care era cu ea în casă acolo, ne-a spus că starea ei sufletească, starea ei de spirit s-a schimbat imediat după ce noi am plecat de acolo. Pentru că, acum imaginați-vă că după ce încheiem rugăciunea de ungere sau pentru ungere, nu stăm cu ochii pe bolnav, ia să vedem, își ridică patul și umblă, ia să vedem, sare în două picioare. Nu? Nu asta e ideea. După ce ne-am rugat, ne luăm la rămas bun, la revedere, plecăm și lăsăm bolnavul cu impresia aceasta, cu Dumnezeu, cu gândurile lui, cu speranța, cu credința lui. Așa a fost și în cazul ei. Și când am aflat că a murit, mi-am zis, iată, un alt caz în care Domnul n-a răspuns pozitiv la rugăciune. Dar ceea ce ne-a spus fiul ei a fost că ea avea o stare de spirit, o stare psihică diferită, mult mai optimistă, după ungere decât înainte de ungere. Și că, de fapt, ea a fost ca o piatră luată de pe inimă,
pentru că ne-a rugat pentru iertare și ea s-a rugat prima dintre noi, ne-am rugat și noi pentru ea și am încredințat-o în mâinile lui Dumnezeu și atunci ea, care a fost credincioasă, a privit cu serenitate moartea în față și s-a încheiat. Oricât de, eu știu, apăsătoare ar putea să fie atmosfera unui asemenea seminar, da? Însă este speranță, să știți. Dacă n-am privit realitatea în față și ne-am preface că nu există această realitate, n-am avea de câștigat. Nu am avea. Să o privim în față, că suntem tineri sau bătrâni, dacă o vedem la alții, să știm cum să-i ajutăm, să nu ocolim realitatea, dar nici să intrăm în brusc în sufletul omului, ca atunci când, știți, e o vorbă, să nu intri cu cizmele în sufletul omului. Da? Delicat, dar realitatea, adevărul. Pentru ca el sau ea să aibă timp să se pregătească. Să nu treacă dincolo nepregătit, așa cum a spus cineva aici. Iar dacă va fi o situație în care să fim noi în această problemă, atunci să știm la rândul nostru cum să ne credem în Dumnezeu și ce anume și când să cerem. Dumnezeu să ne binecuvânteze și sper din toată inima ca atunci când între noi este vreunul bolnav să cerem mai des lucrul acesta. Să nu ne speriem sau să nu ne fie frică, să nu ne dăm înapoi că dacă Dumnezeu nu ne ascultă, dacă nu este persoana respectivă suficient de credincioasă, dacă pastorul sau prezbiterii nu au suficientă credință, nu pastorul, nu prezbiterii, nu la noi este puterea, la Dumnezeu. La noi decât atât se cere, credință. Și cine cere, lucrul acesta se presupune că are credință. E biblic? Este. Atunci de ce cerem atât de rar? Au fost și situații și sunt în care Dumnezeu a vindecat și slavă Domnului. Nu-i treaba mea să-i judec, nu știu motivele lor. Eu însumi m-am temut în fiecare situație pentru că stai între viață și moarte. Dar dacă omul o cere de la tine și spune, frate pastor, vă rog să-mi faceți asta, atunci pune genunchiul jos, postește, roagă-te și fă-o. Dacă nu faci, de ce mai ești pastor? Nu? A, pot să înțeleg. Poate că nu ai suficientă credință sau poate ai o temere, ești om. Chiar dacă ești pastor, ești tot om. Atunci, roagă pe cineva, un coleg pastor, poate unul mai cu experiență, unul mai în vârstă, apelează la cineva, cheamă, dar nu lăsa cererea fără răspuns. Nu lăsa omul fără ajutor în situația aceasta. Cealaltă extremă, să zic acum, ăsta e numărul meu de telefon, sunați-mă, eu pot face asta mereu? Nu. Nu. Este un lucru pe care îl putem face doar cu mare pregătire. Nu încumetându-ne, nu bătându-ne în piept, eu pot, eu fac, eu știu, eu am mai făcut de multe ori. Nu. Nu. Cu multă umilință, cu multă smerenie și cu credință, pentru că altfel este o cumetare și cumetarea este păcat, să știți. Vă rog. Mulțumesc, bună întrebare. Imediat răspund la ea. Mai sunt și alte întrebări? Nu vreau să abuzez de timpul dumneavoastră, este deja și un sfert. Nu, dar evident, trebuie să fim și paroliși cu timpul. Deci este o practică frecventă acolo, da? În biserica respectivă. Da? Dacă un om, o persoană, am văzut, mulțumesc, dacă o persoană din afara bisericii ne cere acest serviciu de ungere, întrebarea este, îi se poate face sau nu? Mă întreb pe dumneavoastră, ce ați face? Pe ce criterii ați spune da sau nu? Adică, concret. Credincioșia acestui om în ce spune Iacob. Dacă el crede ce are, cunoaște foarte bine ce spune Iacob. Așa. Și cred și cere pe baza la acelui. Da.
Dacă el crede, să-i facem, da? Asta spuneți. Mm-hmm. Da? Există și alte opinii? Nu putem pune un standard. Adică nu facem niciodată sau facem întotdeauna. Nu. Sunt cazuri și cazuri. Și vă dau două exemple. Un bărbat mi-a cerut mie într-o zi așa ceva. Dar eu nu pot hotărâ singur și nu am putut să dau un răspuns da sau ba. M-am dus la prezbiterii bisericii, pentru că prezbiterii cunoșteau mai bine localitatea decât mine, și le-am spus așa, uite, omul acela, le-am spus numele, mi-a cerut asta. Dumneavoastră ce ziceți? Îl cunoașteți? Putem să-i facem lucrul acesta sau nu putem să-i facem? Și prezbiterii mi-a spus, frate pastor, toți pastorii care au trecut pe la noi pe aici s-au confruntat cu cererea lui. Iar cererea asta e bonlav, dar timpul ce petrece doar în cărciumă, doarme prin șanțuri și noi nu vă recomandăm lucrul acesta. Mi-au spus prezbiterii bisericii. Acum, eu sunt pastor. Puteam să fac în contra sfatului prezbiterilor? Nu. Din respect pentru frații mei, pentru înțelepciunea lui și pentru că îl cunoșteau pe omul respectiv. Și am spus, îmi pare rău, acest serviciu este făcut de către biserică. Eu sunt reprezentantul bisericii, nu fac eu particular, nu sunt pastor particular, sunt pastor al bisericii adventiste. Și eu mă consult cu biserica, am un comitet, am niște prezbiteri cu care mă consult și n-am putut. În alte situații în care aceiași prezbiteri sau sfatul meu, consilierii, da, membrii de comitet îmi spun, frate, e un om sau o persoană credincioasă, numai asta este, n-a apucat încă să se boteze, nu e încă membru nostru sau ne apreciază, cum zicea despre sutaș, a făcut bine neamului nostru, da? Face să-i faci binele ăsta. Putem să oprim o astfel de binecuvântare? Nu putem să o oprim. Și îi facem serviciul divin. Da, am înțeles adevărul. Dacă i-ați citit din Scriptură, așa este. Vă rog, întrebarea dumneavoastră. N-am spus că a fost sigilată, ci că ar putea fi ca o sigilare pentru ea. Ea să o considere așa. N-am spus că este o sigilare. Da. Înțeleg. E întrebare retorică. Așa este. Eu nu sunt Domnul Iisus. Da. Același Domnul Iisus i-a spus lui Saul din Tars, du-te în cetate pe strada Cutare și va veni cineva. Și lui Anania în același timp i-a spus, ok, dar e un caz similar. Însă aici în Iacov spune să cheme pe prezbiterii bisericii. Nu un ins, nu un individ face ungerea, ci delegat din partea bisericii o face. Iar eu, credeți-mă, asta este limita mea, s-ar putea să mi-o recunosc. E limita mea înțelegerii mele. S-ar putea să înțeleg eu suficient și să rămân la limita aceasta. Dar mai mult de atât nu pot eu. Dacă aș putea să fac mai mult și nu pot pentru că nu înțeleg sau astea sunt limitele, îl rog pe Dumnezeu să mă ierte. Da, da. Totuși, dacă stați să vedeți la Domnul Hristos, de ce s-a întâmplat? De ce? Da, spunea că mai întâi vedea ca pe niște copaci, oamenii după aia... Putea să zică o felicită,
Și mai ales, chiar era necesar să-i pună... Da. Și cred că persoane care spun că sunt dedicate lui Dumnezeu 24 din 24 trebuie să gândească altă. Și ar trebui și cu alții să-i facă să gândească altă. Da. Eu, persoanele astea gândesc. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar suntem oameni. Nu facem nici noi. Da. Că nu trebuie să-i supărăm, că sunt oameni. Nu. Au și acolo, văd. Am spus că nu vreau să mă ridic peste cunoștința lor, peste experiența lor. Nu în sensul că acum sunt limitat de prezbiteri și ce spun prezbiterii, aia trebuie să fac eu. Nu asta e ideea. Ci e vorba de colaborare, de consultare, da? Și s-ar putea ca, de exemplu, analizând cadrul împreună, eu să am o idee, dânși să aibă altă idee și să ne rugăm împreună și dacă eu văd că este într-un fel și dânși ea într-alt fel, spune cuvântul, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Se va vedea unde este adevărul, da? Dar ne vom ruga pentru asta. Știu, dar noi nu suntem Domnul Hristos. Eu vă cred, dar noi nu suntem Domnul Iisus Hristos. Da? Da. Da. Așa este. Vedeți, după înălțare, El a dat aceste lucruri bisericii și biserica uneori este mai înceată la înțelegere, chiar și apostolii, până au plecat din Ierusalim, a trebuit să-i persecute Saul și cu ceilalți iudei ca să plece din Ierusalim în Samaria și până la marginea pământului. Altfel? Eu nu îmi filez biserica, pentru că oamenii normali, ei nu citesc ceea ce se dă. Nu, toți avem Biblia, să știți. Acum să știți că eu nu sunt în cazul acesta, adică să am pretenția că sunt 24 de ore cu Dumnezeu. Sunt un om foarte greșit și mă potignesc de multe ori. Adică, da. Și nu cred că... Dumneavoastră așteptați să vedeți un sfânt, nu-i așa? Da. Nu încercați să vedeți un sfânt. Ce vreți? Fiți dumneavoastră. Ce vreți să vedeți, fiți dumneavoastră. Dacă nu vedeți, nu vinuiți pe nimeni. Da? Nu, dar eu înțeleg. Înțeleg. Mulțumesc pentru... Da. Eu respect dreptul la opinie, îl respect și pe fratele, chiar vă respect prea mult pentru a vă supăra. Da? Însă am și eu opiniile mele, am ideile mele și dacă nu le exprim suficient sau uneori îmi înghit cuvintele, este pentru că opiniile mele s-ar putea să nu concorde cu alte opinii și nu am venit aici să facem dezbatere ale cui opinii sunt adevărate. Mă înțelegeți? Acum am spus cum scrie aici, cum este practica bisericii, da? Și cum ar trebui să facem. În rest, Dumnezeu ne va lumina. Da? Amin. Dacă se poate face ungerea doar la boală terminală, da? Sau la orice fel de boală. Da. În Sfânta Scriptură nu scrie la ce fel de boli. Scrie decât atât. Este vreunul printre voi bolnav? Să chem. Da? Acum, nu putem... ca să nu înțelegem și altceva. Dacă cineva are gripă, da? Nu putem face serviciu de ungere pentru o gripă, da? Trecătoare. Ați înțeles ideea, da? De obicei, persoanele care cer ungerea își simt viața amenințată. Înțelegeți? Indiferent de ce, care este boala. Dacă își simt viața amenințată și apelează, atunci se poate face ungerea. Nu se poate spune că se face doar pentru un tip de boală, doar pentru un anumit diagnostic, nu. Atunci când viața este amenințată. E clar? Da? Mulțumesc pentru că ați avut răbdare, este aproape 7:30, eu nu mi-am propus să ajungem la ora asta, dar vă mulțumesc pentru răbdare și Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin.
În numele Domnului Iisus închidem serviciul divin cu imnul 95. Să-mi dați microfonul acela. Este o cerere de rugăciune pentru o persoană care se află în spitalul Colentina. Mariana se numește. Cine se roagă la sfârșit? Care este dumneavoastră? Dumneavoastră, da? Atunci, mă voi ruga întâi eu pentru această persoană și dumneavoastră vă veți ruga pentru încheiere, da? Abunea să îngenunchem? Da. Puteți și dumneavoastră? Vă rog. Tatăl nostru bun, care ești în ceruri, ne-am plecat acum înaintea Ta, toți, bărbați și femei, tineri sau bătrâni, să-ți mulțumim pentru cuvântul Tău, în care găsim atâta mângâiere, atâta încurajare pentru viață, pentru speranță, pentru vindecare, dar și pentru speranță dincolo de mormânt, pentru viața cea veșnică pe care ne-a adus-o prin Domnul nostru Iisus Hristos, acela care a murit pentru noi toți și care este și astăzi Mântuitorul nostru, același Mântuitor plin de putere, plin de har și de îndurare, milostiv cu noi toți, care înțelege toate durerile noastre și care a luat suferințele noastre asupra Lui. Tatăl nostru, te rugăm mai întâi să te înduri de fiecare dintre noi, căci am discutat aici despre lucruri care sunt atât de copleșitoare. Am discutat despre viață și moarte. Am citit făgăduința cuvântului Tău, am vorbit despre practica bisericii pe care Tu ne-ai lăsat-o să ne rugăm pentru cei bolnavi, ungându-i cu un de lemn. Tatăl nostru, ne simțim limitele, ne simțim păcătoșenia și ne simțim nevrednicia, Doamne. Te rugăm să ne mărești credința, fiecare dintre noi, să mărești credința pastorilor și a prezbiterilor care sunt sau vor fi chemați pentru aceasta. Să mărești credința acelora care sunt sau vor fi bolnavi și cărora Tu le vei inspira gândul acesta de a cere o rugăciune specială. Și în mod
special acum, te rugăm pentru această femeie care nu este din biserica noastră. Tu o știi că se numește Mariana, că este pe un pat de spital la Colentina, că are ciroză și că, într-un fel sau altul pe care doar Tu știi, Doamne, a apelat la noi să ne rugăm pentru ea. Te rugăm să privești la credința ei, Doamne, și să-i răsplătești după această credință. Și să pui lângă credința ei și credința noastră, Doamne. Pentru că noi credem că Tu poți să o vindeci, Tu vrei să o vindeci și credem de asemenea că, așa cum în vechime ai vindecat oameni, poți să o faci și astăzi, atunci când Tu vrei, Doamne, atunci când Tu știi că este spre binele persoanei în cauză. Te rugăm de aceea pentru Mariana să-Ți așezi mâna vindecătoare asupra ei și, dacă este voia Ta, Doamne, să o vinde și să o redai familiei. Și dacă încă nu Te cunoaște pe Tine, Doamne, suficient, Te rugăm să o conduci pas cu pas, să Te cunoască, să Te primească și să fie mântuită. În numele Domnului Iisus Te-am rugat și Îți mulțumim pentru că în mila Ta ne-ai ascultat. Amin. În continuare, Bunule Părinte, stăm înaintea Sfințeniei Tale să-Ți mulțumim pentru prezența Ta în mijlocul nostru. Îți mulțumim, Tată, că L-ai trimis pe fratele să ne vorbească. Ca de la Tine, Te rugăm să-I binecuvintezi familia Lui, să-L binecuvintezi, Tată, și să-I dai înțelepciune îndoită de la Tine. Ți-L predăm pe brațul iubirii Tale. Și pentru că stăm, Tată, înaintea Ta și fratele s-a rugat pentru acest suflet, mă rog și eu pentru vecinul meu. Tu-L cunoști, Tată, I-am dat Biblia, a citit tragedia veacurilor. Te rog să o întărești și pe soția care plânge și este într-o boală terminală. Să-L mângâi Tu, Tată, și ajută-L să-și predea viața Ție. Amin. Te mai rugăm, Tată, și pentru Cami. E într-o stare deplorabilă. Fata aceasta a cunoscut cuvântul Tău, dar vrăjmașul a dus-o în locuri întunecate. Tată, strig după ajutorul Tău să o vindești Tu și să o trezești la viață spirituală. Și îți mulțumim în numele și meritele Domnului nostru Iisus Hristos pentru toate lucrurile. Amin. Amin. Vă mulțumesc pentru acest sabat plăcut pentru mine și pentru familia mea. Îmi pare că nu v-am prezentat-o pe soția mea, Florina. Vom mai avea ocazii, probabil, să venim. Și vreau să vă spun, fără umbră de îndoială sau fără prefecătorie, că ne-am simțit acasă și că m-am bucurat din toată inima. Mulțumim și noi foarte frumos și vă rugăm pe unde veți merge să duceți salutul comunității tăi și dragostea dintei, așa cum se și cântă peste tot. Mulțumesc. Și ca o remarcă așa absolut nevinovată și simplă, astăzi am cunoscut cel mai blând pastor de la multă viață. Blând și liniștit. Și aici greșit, să știți. Așa ne-ați arătat. Dacă greșesc, eu m-am uitat. Mă străduiesc, dar nu cred că sunt cel mai blând pastor. Cel mai blând, așa. Ne-ați vorbit cu o blândețe și cu o delicatețe, așa, că v-am simțit foarte aproape. Și dacă vă mulțumim mesajul foarte Dumnezeu frumos. Dacă Dumnezeu a fost spus așa, atunci slavă Lui. Da, și vrem să nu uitați, te-ai ușit să mai veniți pe la. Mulțumesc. Și cred că a fost cel mai real subiect pe care s-a spus în comunitatea aceasta, în după amiaza aceasta. Acest seminar a fost poate cel mai real, pe care nici măcar un ateu nu poate să-l conteste. Slavă Lui Dumnezeu! Mulțumim! Și eu mulțumesc! Vă rog! Mulțumesc!